Salut prieteni și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am o primă impresie sau hai să spunem o dezambalare plus primă impresie pentru un parfum de la casa Amurud. Este un parfum luat blind, am făcut ceva studii, m-am uitat și pe note și am considerat că prețul pe care l-am plătit pentru acest parfum plus ceea ce am citit despre el ar fi cât de cât nu 100% sigur, o achiziție sigură, dar cel puțin s-ar putea să nimerească în zona mea de parfumuri care îmi plac. Deci este vorba despre un parfum apărut în 2020, aici este cutia, labeling-ul, aici este și cutia în care a venit după ce am scos-o. 2020, anul apariției, nu știu cine a creat acest parfum, la acest capitol nu vă pot da multe informații. Mi-am selectat și pe telefon să intru un pic să văd notele, accesând aplicația Parfumo. Deci, haideți să vedem ce este cu acest parfum. Este un parfum relativ rece, face parte din colecția lor neagră. Colecție care urmără ceva parfumuri, cred că am făcut recenzie pentru cel puțin două din ele, respectiv Safran Rar și Oud Tabac. Astăzi însă discutăm despre o dezambalare și o primă impresie pentru Sunset Oud, care face parte din, hai să zic, o mini colecție, pentru că sunt două parfumuri, unul se numește Oud de jur și unul este ceva cu Oud de seară, nu știu dacă se numește chiar Evening Oud sau Dark Oud, în fine, ceva în zona aia, pricepeți la ce anume mă refer, acesta ar fi între. Deci nu este nici de zi, nu este nici de seară, este la tranziție, zona crepusculară, la momentul când soarele apune. Aici este cutia, arată destul de frumos, culoare închisă la culoare, cu niște chenare pe auriu, sigla firmei, respectiv numele parfumului, o plachetă care e din plastic, dar imită o plachetă de aur. Înăuntru este acel săculeț în care vine sticla de parfum. Este specific celor de la Amurud, care imită ceea ce se întâmplă cu cei de la Mansera, respectiv Montal, pentru că și ei practică genul acesta de ambalat. Iar aici este sticla. Sunset Oud, capac metalic greu. Da. Deci la acest capitol prezentarea este destul de premium, îmi place. Haideți să vedem însă ce face parfumul. Am să aplic și pe stripul de hârtie și pe piele, însă înainte de a aplica, haideți să trecem un pic prin note să vă spun ce anume conține acest parfum. Intrăm pe aplicația Parfumo. Deci, avem în notele de vârf yuzu, rozmarin și floare de tutun. În inima parfumului avem mir, vetiver alb și lavandă, iar în bază regăsim piele albă, ambră și ud. Nu știu ce înseamnă piele albă, dar o să mă dumiresc și de asemenea floarea de tutun, cred că e primul parfum în care regăsesc această notă sau acest ingredient, deci nu știu la ce să mă aștept. De principiu ar trebui să fie ceva plăcut, un parfum poate dens, întunecat, adecvat perioadelor de seară sau de început de seară. Rămâne să vedem. Hai, mai dăm un puf. Am să dau și pe mână, să văd diferența între stripul de hârtie și ceea ce se simte. Ah, da. Deci este o deschidere destul de dulce, penetrantă din ceea ce percep. Se simte o notă de ud ușor afumat. Nota de ud îmi place. Haideți să vedem pe mână, că pe stripul de hârtie e prea difuz. Da, se simte aspectul mai degrabă vegetal, floral, al florii de tutun. Este din categoria floral, de se simte o tentă florală, iar cum în aplicație mie îmi zice că doar floarea de tutun există, nu mai avem alte note florale, din ce țin minte. Da. Ah, lavandă. Hai să zicem lavanda cu floarea de tutun. Este o tentă, aș caracteriza o sidefată foarte catifelată în acest parfum. Cu siguranță că această tentă vine dinspre zona balsamică, dinspre mir. Dar nota de ud este nota de ud care îmi place. Este o tentă lemnoasă, afumată, întunecată foarte bine, dar este contrabalansată de acest melanj balsamic floral vegetal. Există și ceva ușor fructat ca urmare a notei de yuzu.
Miroase destul de plăcut. Acum iese mult mai frumos în evidență nota florală dinspre floarea de tutun, pentru că în niciun caz nu se simte lavanda așa cum o știu eu. Deci este o notă florală aproape, se duce în tenta aromatică a lemnului dulce, dacă știți la ce anume mă refer. Da, are o tentă dulce, ușor camforată, dar foarte slab și în același timp întunecată. Deci nota de tutun se simte întunecată, plus că e și complimentată de nota de ud. Îmi place parfumul, cel puțin la prima impresie. Nu este un parfum rău, pe stripul de hârtie miroase mult mai ciudat. Se simte mai degrabă o tentă foarte penetrantă, înaltă. Pe piele miroase mult mai așezat, mai catifelat, mai floral, lemnos. Deci pe piele miroase mult mai bine. La prima impresie, parfumul este destul de plăcut. Îmi place, are un iz destul de, hai să zic eu, acceptabil. Deci nu se duce într-o direcție catastrofală, să fie prea lemnos, prea afumat, prea nu știu cum. Deci se duce într-o zonă destul de purtabil. Hai să-l caracterizez așa. Sunset Oud, prima impresie. Rămâne să-l port și cu siguranță mai târziu sau în timp am să vin și cu o recenzie completă la acest parfum. Acestea fiind spuse, îmi iau la revedere. Mulțumesc că m-ați urmărit pe parcursul acestei prime impresii și dezambalări pentru Sunset Oud de la Amour Oud. Iar acestea fiind spuse, îmi iau la revedere. Vă doresc toate cele bune și până data viitoare să ne auzim cu bine. Vă salut pe toți!